scandal la Universitatea Politehnică din Timișoara, după ce o secretară și-a transformat biroul din incinta facultății în studio pornografic. Tânăra de 25 de ani se filma deseori în ipostaze intime, iar clipurile de ochiate le posta pe un celebru site pentru adulți. Cel puțin două dintre acestea au fost filmate chiar în biroul Politehnicii, susțin surse din cadrul Universității. Femeia folosea numele de scenă Sweet Bunny și pentru a nu fi descoperită, a restricționat accesul pentru utilizatorii din România. Filmările au fost descoperite însă de câți va studenți pe internet, care au recunoscut-o pe angajată. În scurt timp, reprezentanții Universității Politehnice au aflat și ei de cele întâmplate. La începutul acestei săptămâni, secretara și-a dat demisia. Lucra de cel puțin 5 ani ca secretară în cadrul facultății. În tot acest timp, nu au fost remarcate niciun fel de probleme din punctul de vedere al activității. Sigur că nu este un fapt de apreciat sau pozitiv ceea ce s-a întâmplat. Până la urmă, nu poți să știi ce e în mintea unui om. Așa, din exterior, nu se pot observa anumite lucruri, a declarat prodecanul Facultății de Electronică și Telecomunicații Cătălin Căleanu. Conducerea Universității Politehnice Timișoara a refuzat să prezinte o poziție oficială a instituției de învățământ superior în acest caz.